Copiii cu dizabilități din municipiul Deva au la dispoziție de câteva zile primele două echipamente de joacă adaptate nevoilor lor, amplasate în Parcul Cetate. Noile echipamente sunt prevăzute cu două spații de intrare, nu au etaje, praguri sau scări și sunt vopsite în culori contrastante, toate acestea contribuind la îmbunătățirea accesibilității pentru copiii aflați în scaun cu rotile, dar și pentru cei cu deficiențe de vedere. Echipamentele de joacă destinate celor cu nevoi speciale pot fi utilizate de copii și adolescenți cu vârsta de maximum 14 ani, iar copiii sub 7 ani trebuie să fie însoțiți de un adult. Potrivit primarului Florin Oancea, până la sfârșitul acestui an și alte parcuri și locuri de joacă din municipiul Deva vor fi dotate cu echipamente destinate persoanelor cu dizabilități.